Vâlcenii care au provocat în această săptămână arderea peste 200 de hectare de vegetație uscată vor fi amendați, anunță reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Miercuri 20 februarie, pompierii militari au lucrat la foc continuu pentru stingerea 15 incendii în mai multe comune și orașe. Noi am intervenit la 15 incendii de vegetație uscată. Pe lângă noi au mai fost și servicii voluntare pentru situații de urgență care au intervenit. Noi am intervenit în localitățile Mihăiești, Râmnicu-Vâlcea, Bujoreni, Mădulari, Drăgășani în 5 locații, Oteșani în 2 locații, Gușoieni, Măciuca, Stroiești și Berbești. Până la lichidare au ars circa 213 hectare. Doar ieri. Au mai fost 7 duminică. Prin intervenția promptă a pompierilor s-a reușit salvarea mai multor locuințe situate în apropiere, în localitățile Măciuca și Stroiești. De asemenea, a fost salvat un cal care fusese înconjurat de flăcări. În timpul incendiului de la Bujoreni, o persoană care încerca să stingă incendiul a suferit o luxație, motiv pentru care a fost necesară intervenția unui echipaj SMURD pentru acordarea primului ajutor calificat și ulterior transportarea acestuia la unitatea de primire urgențe. Incendiile de ieri au început undeva în jurul 14 și am reușit lichidarea lor în jurul orei 22:30. Ca și intervenții mai deosebite, la Drăgășani, pe lângă vegetația uscată care a ars, pe strada Căpioarei au mai ars circa 1,5 tone de furaje depozitate în 4 căpițe. La Bujoreni, un bărbat de 64 de ani, în timp ce încerca să stingă, și-a luxat glezna membrului inferior stâng, a fost necesară intervenția echipajului SMURD și transportarea acestuia la spital. O altă situație mai deosebită a fost la Măciuca, unde am reușit să salvăm un cal care fusese înconjurat de către foc. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență atrag atenția că toate persoanele care au ars vegetație fără să dețină un permis de lucru cu focul vor fi amendate. Nu se dă foc la vegetație uscată decât în anumite condiții. Nu trebuie să existe vânt, nu se face incendierea acestea pătind de noapte și, bineînțeles, trebuie în primul rând să obțină acel permis de lucru cu focul. Este un permis care se eliberează de către primar prin grija șefului serviciului voluntar pentru situații de urgență sau o persoană desemnată. Acest permis stabilește măsurile care trebuie luate și condițiile în care se poate face. Trebuie ținut cont de faptul că dacă nu obțin acest permis de lucru cu focul și focul se propagă la vecinătăți, noi putem să sancționăm cu amenzi de la 1.000 la 2.500 de lei. În cursul zilei de azi, persoanele care ieri au dat foc o să fie amendate. De asemenea, trebuie ținut cont că dacă se dorește și se obține acel permis de lucru cu foc, trebuie respectat tot ce se scrie de către șeful serviciului sau persoana desemnată. Acolo sunt stabilite perioada în care se execută această ardere și, bineînțeles, trebuie, în afară de măsurile care sunt trecute acolo și perioada de supraveghere care este trecută acolo, trebuie neapărat ținut cont de faptul că se fac grămezi de vegetație uscată suficient de mici ca să poată fi controlat acest eventual foc, incendiu, care poate să transforme în incendiu. Se curăță jur împrejurul acestei grămezi, circa 5 metri cel puțin vegetația uscată și de asemenea trebuie să existe în apropiere mijloace de primă intervenție. Ideal ar fi să existe cantitate de apă care trebuie utilizată și la finalizarea acestui proces de ardere pentru ca eventuale particule sau jarul care mai există în acea vatră să nu se aprindă după mai mult timp la o adiere de vânt. Pompierii au intervenit și duminică pentru stingerea mai multor incendii de vegetație în localitățile Horezu, Nicolae Bălcescu, Alunu și Lungești.